Candidatul PUSL la primăria capitalei, Cristian Popescu Piedone, este presat să se retragă din toate părțile, după ce Gabriela Firea i-a transmis lui Piedone să se țină de promisiunea că nu va candida împotriva ei. Marcel Ciolacu spune despre Piedone că nu are nicio șansă de a câștiga alegerile din București. Premierul spune că pe primul loc se află în acest moment primarul în funcție, Nicușor Dan, urmat de Gabriela Firea. În acest moment, domnul Nicușor Dan, fiind și primar în funcție, este pe primul loc. Pe locul 2 este Gabriela Firea, fiindcă convertește foarte mult din voturile partidului, aproape 90% în acest moment. Pe locul 3 a trecut domnul Piedone. Matematic, dar viața ne arată alte experiențe. Matematic, dacă e să intrăm într-o logică de analiști politici, da, matematic, domnul Piedone nu mai are nicio șansă. Deci, eu, repet, nu am vorbit cu domnul Piedone la telefon. Să vă nu a fost o negociere. Nu-mi permit să-i cer niciunui prieten. Nu? Deciziile le luăm fiecare dintre noi și ni le asumăm. E un lucru foarte important să știi să-ți asumi și deciziile. Când se hotărăște, el, domne, hai să facem ce, să așezăm lucrurile într-o normalitate. Atunci, cel mai bun candidat în acest moment pentru primăria generală este doamna Gabriela Firea.